Dragilor, începem astăzi un nou daily vlog. Bine, eu l-am început de dimineață, de atunci am început să vă filmez cadre și toate cele. Doar că nu am apucat să vorbim până la această oră, acum este după amiază, destul de târziu, dar am avut o zi plină, stresantă, dar în sensul bun, pot să zic, pentru că nu știu dacă v-ați dat seama din cadre, dar am luat eu micul dejun liniștită, mi-am băut cafeaua și apoi am început să mă pregătesc așa pe grabă, pentru că trebuia să ajung la pașapoarte, să-mi ridic pașaportul, evident, că v-am zis săptămâna trecută că îl fac, v-am povestit de cum a fost, cum a decurs totul și nu am avut timp până acum să mă duc să-l iau, iar astăzi am zis că orice ar fi, îmi fac timp și mă duc. Mai mult, sincer, mi-a luat până am ajuns acolo și m-am întors și am găsit parcare decât timpul petrecut la ghișeu, adică m-am mișcat super repede în instituție, ceea ce a fost minunat și bineînțeles că am ieșit, nu vreți să știți cum am ieșit în pașaport, adică în poză, la asta mă refer, oricum mult mai rău decât am ieșit în buletin. În buletin este acceptabilă poza, pot să zic, dar la pașaport, în momentul când am făcut-o, m-a grăbit nenea respectiv și am ieșit așa, zici că am capul un pic așa întors într-o parte. În fine, important este documentul în sine și ceea ce înseamnă el, dar vreau să vă zic că astăzi când mi-am văzut fața în pașaport am zis, ok, nu e cea mai bună fața mea, dar asta este acum. Și după ce am terminat cu lucrul acesta, m-am dus până la Kaufland pentru că trebuia să mai cumpăr câteva chestiuțe. Nu am luat cine știe ce, așa că nu o să vă fac un haul alimentar, pentru că am luat cred că vreo 4-5 chestii din acestea, niște lapte, mezel, niște crnați pe care o să-i fac facem astăzi, un bidon de suc, deci nimic așa ca să facem haul alimentar nu este cazul. Iar după Kaufland am fost la unghii. Ați văzut, mi-am refăcut și eu manicura, am revenit la nude-ul acesta simplu pe care l-ați mai văzut la mine de o grămadă de ori, dar îmi place super, super mult cum arată. Bineînțeles, am fost la Zenida și a ieșit super, ca de fiecare dată. Am mers pe simplu, pe clasic, de data aceasta fără model, aplicații, sclipici sau ceva, pentru că așa sunt nevoită. Urmează să se întâmple ceva, un eveniment, o chestie, încă nu pot să vă dau foarte multe detalii și trebuia să mă prezint cu o manicură în stilul acesta, mai cumințică și mai naturală. Iar acum am ajuns și eu acasă, mai am destul de multe lucruri de făcut pe ziua de astăzi, nu știu cum am reușit, dar acum s-au adunat toate la începutul acestei săptămâni, dar înainte de a mă reîntoarce la treabă, voiam să facem un haul, pentru că ieri a fost duminică și am fost la cumpărături și vreau să vă zic că am cam exagerat, în sensul că noi am ieșit din casă în ideea de a ne cumpăra un nou aspirator, pentru că vechiul nostru aspirator pe care l-avem de câțiva ani deja nu mai era ce trebuie de o grămadă de timp, m-am chinuit ieri cu el să dau cu aspiratorul prin toată casa și mi-a luat foarte, foarte mult timp, așa că Paul s-a hotărât, a zis că este momentul să luăm aspiratorul nou și am fost la Dedeman și l-am cumpărat. O să vi-l arăt imediat, este un aspirator din acela de la Karcher, cred că așa se numește, vă arăt și o să vă dați voi seama cu siguranță, pentru că este destul de faimos, este recunoscut pentru puterea de aspirare pe care o are și vreau să vă zic că într-adevăr, aspiră, deci ridică covorul pe sus, trebuie să stai cu picioarele pe covor, să ții de el practic ca să nu ți-l ridice aspiratorul, cam atât de puternic este. Și l-am luat pe cel de 1000 de W, mi se pare. Mai degrabă, cred că o să vă pun în descriere linkul unde puteți să găsiți și online aspiratorul în cazul în care vă interesează. Iar la Dedeman l-am găsit la 350 de lei, deci super ok prețul pentru ceea ce face, vine și cu niște accesorii, chiar merită. Și l-am ales pe el pentru că știa Paul că este un aspirator foarte bun, l-a mai folosit înainte în alte contexte, în alte părți, nu acasă. Și știa că își face treaba foarte bine și iată, a avut dreptate, așa că de-abia aștept să mai aspir pe aici prin casă, cred că acum o să aspir de drag. Iar pe lângă acest aspirator am ajuns și prin mall, să zicem, sau mă rog, un centru din acesta comercial. În Pitești se numește Supernova, deci dacă sunteți de aici probabil știți centrul comercial. De unde am luat haine și o să le vedeți imediat că vă fac
haul cu ceea ce am cumpărat, am luat ceva din Stradi, din H&M, de Reserve și cred că atât, nu mai știu, în fine. Haideți să vă arăt aspiratorul întâi de toate. Și acesta este, dragilor, eu îi zic lui Paul că arată ca o navă spațială pentru că a aranjat Paul toate accesoriile lui și furtunașul și cablu, zici că într-adevăr urmează să-și ia zborul în spațiu. Ca volum, să știți că este destul de măricel, este mai mare decât cel pe care l-am avut înainte, are sac înăuntru care are vreo 15 litri, așa că este destul de încăpător. Este pe rotile și în ciuda faptului că le vedeți atât de mare și de voluminos, chiar este foarte ușor, adică am rămas surprinsă când l-am ridicat și am văzut că n-am nicio problemă în a-l folosi pe aici prin casă, deci nota 10 pentru lucrul acesta. Iar ca accesorii are furtunul, evident, și părțile acestea extensibile și în felul acesta poți să dai cu aspiratorul stând drept din picioare, ceea ce pe mine mă ajută foarte mult, că dacă vă amintiți mai am și probleme cu spatele, deci aveam nevoie de așa ceva. Iar ca accesorii vine cu capătul acesta care este super îngust și practic poți să intri printre spațiile mai mici, dar și cu o perie clasică din aceasta de aspirator care pare foarte, foarte ok. Iar cablu vine în felul acesta, nu cred că se strânge sau ceva de genul cum era la vechiul aspirator. Momentan Paul l-a înfășurat și l-a așezat așa, dar eu zic că este destul de ok. Deci cam așa se prezintă aspiratorul acesta, v-am zis eu acum, de-abia aștept să aspir cu el prin toată casa și chiar urmează, cred, să fac asta în seara aceasta, pentru că, uitați-vă și voi, am aspirat aseară și pisicile deja au făcut nisip prin casă, cam asta se întâmplă când ai pisici în casă, mai ales 3, te simți un pic ca la plajă și trebuie să aspiri mereu și chiar aveam nevoie de unul care să-și facă treaba și să nu-mi iau veșnicie să fac și eu curățenie. Dacă aveți și voi acasă aspiratorul acesta, că v-am zis, știu că este destul de popular, de cumpărat, mă rog, scrieți-mi în comentarii cum merge la voi, mai ales dacă l-ați folosit o perioadă mai lungă de timp, nu știu, câțiva ani sau ceva de genul, cum se mai prezintă în prezent. Mă interesează cât de durabil o să fie, că el acum nou-nouț face o treabă impecabilă, dar nu știu acum peste 2 ani la ce să mă aștept de la el, deci dacă l-aveți acasă de mai mult timp, scrieți-mi părerea voastră în comentarii. Iar acum m-am așezat pe canapea ca să pot să vă arăt mai bine hăinuțele, am pungile aici lângă mine, le-am îngrămădit pe toate în punguțele acestea, în două punguțe de fapt, și haideți să începem. Cred că o să încep cu ceea ce am luat din H&M și avem așa, un plovăraș din acesta care este crop top și este în stilul acesta mai oversize, iar eu pentru că l-am vrut chiar mai lejer, l-am luat în mărimea M și bineînțeles că dacă este în această mărime pentru mine vine și practic un pic mai lung, deci nu este chiar crop top, nu se termină în jurul taliei, ceea ce este mult mai bine pentru mine pentru că simt că așa mă avantajează. Iar materialul este unul un pic mai grosuț, dar nu chiar cine știe ce, adică nu vă așteptați la un plover din acela extrem, extrem de gros. Se vede chiar un pic prin el, un pic așa prin material, se văd niște găurele, deci este între și între, eu zic că o să meargă perfect acum toamna, mai ales că mai începe să se mai răcorească și puteam să-l iau în mai multe variante. Au diferite culori și cu model și fără model, dar eu l-am luat pe acesta cu negru și cu dungile albe, pentru că nu mai am un plover în acest stil și mi s-a părut că mă avantajează în acest fel, așa că de aceea l-am luat. Iar alt motiv pentru care l-am cumpărat este prețul, care e foarte mic, este de 60 de lei și este de la brandul acesta Divided, cred că așa se zice, practic o anumită gamă din brandul H&M și da, chiar este super ok, un plovăraș, ce pot să-i cer acum mai mult, o să meargă combinat cu foarte multe chestii în partea de jos, dar în special l-am luat pentru blugi, evident, orice fel de blugi, chit că mai strâmbi, chit că mai largi. Și pentru pantalonii aceia largi pe care îi port eu de obicei, am devenit obsedată de acei pantaloni. A, și apropo de haul-urile acestea de haine, pentru că am mai văzut că mi-ați mai lăsat comentarii sau m-ați mai întrebat în mesaje pe Instagram. Nu am mai făcut de foarte mult timp un haul din acesta dedicat cu haine, chestii de îmbrăcat, mă rog, nu doar haine, încălțăminte, accesorii și așa mai departe, pentru că nu prea mi-am mai cumpărat, vă zic sincer, am avut alte priorități și am considerat că ceea ce am în momentul de față în șifonier este suficient pentru mine în acel moment, dar am mai cumpărat așa câte ceva, nu știu, o pereche de blugi, o bluză, o cămașă, dar câte o piesă așa la, nu știu, o lună,
două, habar n-am, deci nu era nimic interesant de arătat. Iar în acest moment s-a întâmplat hall-ul acesta cu haine, pentru că v-am zis, urmează să existe o chestie, un eveniment și aveam nevoie practic de niște hăinuțe noi și o să vedeți imediat că tot ceea ce am luat sunt chestii super clasice, care zic eu că nu se vor demoda niciodată, deci practic cumva am încercat să gândesc și pe termen lung, pentru că încerc să nu mai iau haine care poate acum îmi plac și mă încântă și sunt extrem de colorate și cu foarte multe imprimeuri, dacă știu că la anul nu o să mai îmi placă, pentru că mai am și problemuța aceasta, v-am mai zis că mă cam plictisesc super repede, iar eu oricum în general sunt genul acesta mai basic, mai pe nude-uri, pe nuanțe de alb, de negru, de crem, marouri, bejuri, după cum puteți observa și astăzi. Așa că asta o să vedeți la mine, dragilor. Nu cred că o să mai vedeți prea curând nuanțe din acestea super intense sau dacă o să le vedeți, o să le vedeți într-un model uni. Deci, fără model, practic, fără imprimeuri. Cu timpul mi-a mai schimbat gusturile, n-am îmbrăcat și prefer hainele mai simple. Acum, nu știu dacă e de bine, nu știu dacă e de rău, dar mie așa îmi place în acest moment și așa mă îmbrac și fiecare se îmbracă cum vrea până la urmă. Dacă vouă vă plac imprimeurile și să fiți așa super colorate și vesele, eu n-am nimic împotrivă, chiar vă admir, îmi place să văd oamenii îmbrăcați colorați, dar pe mine consider că stau mai bine lucrurile acestea un pic mai potolite, așa mă simt eu mai confortabil, deci de asta zic, fiecare să se îmbrace așa cum se simte el cel mai bine în pielea lui. Continuăm cu ceea ce am luat din H&M. Mi-am mai cumpărat două bluze care sunt geniale, deci trebuie să vă cumpărați o bluză din aceasta în cazul în care mai ales preferați ca mine chestiile simple, pentru că se pot combina cu absolut orice. Și arată cam așa bluza. Stați să dau o luminozitate mai mică. Ok, poate în felul acesta reușiți să o vedeți mai bine. Am aici o nuanță de crem și este făcută dintr-un material cât de cât reiat, dar nu este în acela super strâns. Oricum ar fi, este o bluză într-adevăr mai pe corp, nu este în aceea care conferă volum, are un mic decolteu din acesta stil bărcuță, iar eu am luat aici mărimea L, pentru că am vrut-o mai lejeră decât port de obicei o bluzită din aceasta, pentru că nu vreau totuși, adică știu că este o bluză, un model mai strâns pe corp, dar nu vreau să simt că mă strânge, cam asta este ideea și de aceea prefer un pic mai lărguță, dar în același timp tot așa îmi dă efectul acesta în partea de sus de o bluză mai mulată, ca să pot eu în partea de jos, domne, să-mi iau pantalonii mei lărguți și blugii mai largi pe care i-am și toate lucrurile de genul acesta, pentru că îmi place că atunci când mă îmbrac, dacă, nu știu, partea de sus, așa cum am zis, este mai mulată, mai pe corp, partea de jos să fie mai lărguță sau invers, nu știu, am observat că mă avantajează dacă balancez acest volum. Și de ce ziceam să vă luați bluza asta? Pentru că are un material atât de comod, atât de fin. Mai am o bluză de genul de la H&M și credeți-mă că am spălat de o grămadă de ori, nici aceea nu a costat mult și în continuare materialul este la fel de moale și de fin și este o plăcere să o porți. Și așa este și ea și costă foarte puțin, costă 45 de lei. Ce? Acum i-am dat seama de ce costă atât de puțin, pentru că la raft scria că, stați că una are un preț și un alt preț, dar nu știu de ce, mai am încă una să vă arăt. Deci aceasta pe bej este 45 de lei, iar aceasta, că pe ea am ales-o practic prima, costă 55 de lei, dar nu știu de ce, pentru că este fix același model, aceeași croială, același material, doar că bineînțeles diferă culoarea. Acesta este un verde din acela, ca de măslină, nu știu cum îi spune, dar cu siguranță vă dați seama. Mi-a plăcut mie când am probat-o că stă cu această culoare, că mă avantajează, așa că am zis să o iau în felul acesta, plus că nu mai am o bluză în această nuanță și de aceea am luat-o pe ea. Dar dacă vreți alte culori, să știți că mai au și pe negru și pe ceva un beige și nu mai știu sigur, dar le mai găsiți cu siguranță, vă las link în descriere din nou, o să încerc să caut pe site după coduri produsele acestea, piesele vestimentare și o să vă pun linkurile în descriere. Acum să vă arăt ce am luat de la Stradivarius și la final vă arăt ce am luat din Reserve, pentru că practic aceea este piesa de rezistență, cel puțin este piesa vestimentară care mie îmi place cel mai mult din ceea ce am luat eu aici. Și din Stradi am luat o cămașă, pentru că ce ar fi un haul de haine la mine fără cămașă. Dacă mă urmăriți de mai mult timp, știți că eu am o obsesie pentru cămăși, de care, iată,
încă nu m-am scăpat, hei! Și am luat o cămașă neagră, simplă, că de aceea v-am zis că am luat haine care să nu se demodeze. Nu știu sincer din ce material este făcută, acum mi-am dat seama că nici măcar nu m-am uitat. Am găsit 52% poliester și 48% bumbac. Ideea este că, într-adevăr, se simte că e cumva din bumbac, dar este cumva mai elastică, astfel încât nu e nicio cămașă din aceea bățoasă, probabil știți la ce mă refer, dar nicio cămașă pe corp mulată, cumva între și între, iar materialul nu este foarte gros, mai ales la negrul acesta, dacă îl pui așa în lumină, poți să vezi un pic prin el, deci pentru mine, ca material și cum se așează pe mine, chiar mi se pare că mă avantajează. Este o cămașă simpluță, după cum v-am zis, nu are model nici pe față, nici pe spate și, într-adevăr, este ușor mai oversize sau, mă rog, am luat-o eu într-o mărime mai măricică, în mărimea M. De obicei port S la cămăși, ca idee, doar că încerc atunci când mi-au cămăși să am grijă să se încheie nasturii perfect aici la bust, că dacă nu este o mare problemă pentru mine și la propriu și la figurat. Iar cămașa aceasta este cu mânecă lungă, în față se încheie cu acești nasturi care sunt destul de simpluți, nu au nimic special, chiar aș putea să-i schimb, să-i pun unii așa mai fistichi, de exemplu unii aurii și să o fac mai deosebită, să zicem, dar nu cred că o să fac eu chestia asta, vă zic sincer, dar vă dau așa o idee, iar prețul a fost de 100 de lei, deci super, super preț, chiar s-ar putea să mai iau dacă îmi place și în momentul în care o să o port, că am de gând să o iau cu mine. Și mi-am mai cumpărat niște tricouri basic, pentru că ador tricourile din Stradivarius și pe cele din Zara la fel. Așa că l-am luat pe acesta, alb simplu, cu acest guleraș și tot așa, sub formă de bărcuță. Este un material la fel, nici mulat, dar nici larg, între și între și foarte, foarte puțin transparent. Tot așa l-am luat un pic mai lărguț pentru că am văzut că este mai mulat și l-am ales în mărimea M, iar prețul a fost de 30 de lei. Deci super, super ok prețul. Și pentru că mi-a plăcut cum a venit acesta alb, pe l-am luat practic la cabină să-l probez. În general, dacă vreți să vă dați seama cam cât de transparente sunt tricourile, mai ales dacă sunt mai mulate, sfatul meu este să luați, să probați tricoul care este pe alb, dacă există varianta aceasta, pentru că așa puteți să vă dați seama și cât de mult se vede forma sutienului și multe alte chestii de genul acesta. Și mi-a plăcut ceea ce am văzut, adică vă dați seama, dacă nu plăcea, nu cumpăra. Datorită acestui lucru, am mai luat unul care este, bineînțeles, pe bej. Ce vă așteptați? Că v-am zis că mi-au chestii cât mai basic și este același stil, aceeași mărime, același preț, deci nu diferă absolut nimic. După cum ați văzut, dacă mi-a plăcut ceva, am luat în două variante ca să fie. Iar acum haideți să vă arăt și piesa de rezistență și de care efectiv m-am îndrăgostit. Și este vorba despre acest plovăraș stil jachetă, pentru că se închide aici în față cu niște năsturași. Este, bineînțeles, cu mânecă lungă, ușor așa bufantă, are un elastic din acesta mai mare la manșete. Este, bineînțeles, un bej cu niște dungi din acestea, un albastru foarte închis. Îmi dă vibe-ul acela de old money, cred că așa se numește estetica respectivă. Știu că este acum în vogă. Pe acesta o să-l iau pe mine ca să vă arăt. Așa se prezintă dacă este închis cu năsturașii aceștia, care sunt așa metalici, un auriu, dar mai șters așa. Și, bineînțeles, v-am zis, este stilul oversize, dar este un plovăraș din acesta scurt, nu crop top, dar destul de scurticel, care eu zic că mă avantajează și la fel merge și la pantalonii largi pe care îi tot port eu, cât și la blugi și la multe altele. Și uitați ce drăguț se văd dungulițele acestea, nu știu, cel puțin mie îmi place foarte mult plovărașul acesta și este și atât de pufos și de confortabil. Da, efectiv m-am îndrăgostit de el și mă bucur că l-am luat. Și voiam să vă mai zic că am aici mărimea M, la fel am vrut ceva mai lejer și să pot să-l iau și cu genul acesta de plover pe dedesubt, adică am de gând mare parte să-l port în stilul de jachetă și nu de plover, adică să iau totuși ceva pe dedesubt, iar prețul a fost de 130 de lei, iar o să-l caut pe site și vi-l las în descriere în cazul în care
vă interesează și vă place, dar vă zic eu, este superb. Merită toți banii. Cam acesta a fost haul-ul meu de haine. Micuț, dar drăguț, zic eu. Acum aștept să-mi scrieți în comentarii dacă v-a plăcut și, mă rog, ce v-a atras pe voi mai mult din ceea ce v-am arătat eu aici. Iar acum o să mă întorc la treabă. Mai am de rezolvat câteva situații destul de urgente aici la laptop, așa că nu pot să le amân pentru ziua de mâine. Deci, dragilor, cam atât pentru moment. Haideți înapoi să lucrăm și ne auzim mai târziu. Zi, pentru că aseară am lucrat, iar apoi m-am apucat să fac ceva repede, repede de mâncare, probabil ați văzut ce am preparat, și apoi pur și simplu am mai stat un pic cu Paul, am mai citit și m-am băgat la somn, asta a fost tot, nu am mai făcut nimic interesant. Iar astăzi, până la această oră, am avut de lucru destul de mult, încă nu am terminat, ca de obicei, îmi împart munca o parte dimineața și o parte cumva așa mai spre seară, pentru că în mijlocul zilei trebuie să iau o pauză să mănânc și eu de prânz și cam pe la prânz mai am de rezolvat diferite lucruri, iar unul dintre ele pe care îl avem astăzi de făcut este să mergem să plătim întreținerea aici unde ne-am mutat noi. Trebuie să te duci fizic la administrator și să-i dai banul cash și chestii de genul acesta. Zic în felul acesta pentru că în partea cealaltă unde stăteam în chirie, practic eu oricum îi trimiteam banii proprietarului online și întreținerea o plătea online, printr-o aplicație sau ceva de genul de la asociația de proprietari, dar aici, din câte am înțeles, nu se poate, cel puțin în acest moment, și măcar, ok, apometrele le trimit pe WhatsApp și totuși nu trebuie să te mai duci cu hârtiuța, pentru că știu că la un moment dat exista și sistemul acesta, scrieai pe o hârtie consumul de apă, la apă caldă, apă rece, sau mă rog, dacă aveai centrală, scrieai doar de apă rece și trebuia hârtiuța asta să scrii pe ea, bineînțeles, de la ce adresă aparține, de la ce apartament, scară, bloc și toate cele, și să o pui într-o cutiuță special amenajată la administrator și astfel administratorul știa câtă apă ai consumat și făcea calculul. Dar știu că discuțiile acestea s-ar putea să nu fie foarte interesante pentru anumite persoane, dar de asemenea știu că printre voi majoritatea care mă urmăriți sunteți de vârstă cu mine sau nu știu, cu câțiva ani mai mari sau mai mici decât mine, așa că este probabil să vă fi lovit până acum de situația legată de întreținere, de plătit și de faza asta cu apometrele. Deci momentan aici unde ne-am mutat, apometrele se trimit pe WhatsApp, dar iată, tot trebuie să te duci cash și să-i dai banii și problema este că, ce puțin aici la mine, administratorul îl găsești într-o singură zi pe săptămână, într-un anumit interval orar, și dacă nu poți practic să te duci atunci, e destul de nașpa, că nu vrei să rămâi cu restanță, cu datorii, să te știe tot blocul și na, mie nu-mi place niciodată să rămân cu datorii, să știu că am ceva de plătit și nu am plătit. Bineînțeles că lucrând cu oamenii și cu facturi, cu clienți, cu toate chestiile de genul acesta, este foarte neplăcut să fii și în partea cealaltă când efectiv trebuie să anunți clienții că, nu știu, au depășit termenul scadent la o factură sau așa mai departe, mai ales în condițiile în care v-am zis cum procedez eu de obicei cu facturile. Dacă primesc o factură pe e-mail, apropo, mi-am făcut toate facturile pe e-mail, toate acestea ce țin de apartament, legat de curent, gaze, abonamentul pe care îl avem la Digi pentru net și pentru cablu, Netflix-ul acesta cu siguranță știți și voi că vine, se plătește cu cardul, se retrag banii automat, dar vreau să vă zic că toate facturile am reușit să le trec la modul trimite-mi e-mail și plătesc cu cardul și mă ocup de asta imediat cum primesc e-mail-ul, că mai am obiceiul să mai și uit, să mai achit dacă nu fac asta pe moment. Deci în felul acesta gestionez eu facturile, doar singura care a rămas așa ne-online, să zicem, este faza asta cu
întreținerea. Chiar o să încerc să-l mai întreb acum pe administrator dacă totuși se va schimba ceva pe viitor, că ok, acum ajung în ziua respectivă, în intervalul orar, dar cine știe mai târziu sau habar n-am ce se poate întâmpla și sper să am și o variantă de plată online. Chiar sunt curioasă să-mi ziceți și cum este la voi, cum plătiți voi întreținerea, cum dați apometrele și chestii de genul. Haideți că avem acum o discuție din aceea super, super serioasă de adulți, dar sunt esențiale și lucrurile acestea, credeți-mă, pentru că fac parte din viața de zi cu zi și din traiul pe care îl avem și bineînțeles acum depinde și de preferințele fiecăruia, pentru că sunt oameni care totuși preferă să meargă și să plătească cash la un ghișeu sau la un om și să primească chitanța fizică pentru că se simt mai în siguranță, știu ei că au fost acolo, au stat un pic la coadă, au plătit și și-au făcut treaba și înțeleg, pentru că și eu am fost așa, credeți-mă, adică aveam o senzație, îmi doream de fapt să am senzația aceea că știu că am fost, m-a văzut doamna de la ghișeu, mi-a dat chitanță și mi-am făcut treaba, am achitat ce era de achitat, dar de când cu partea asta online, dacă tot există, de ce să nu ne folosim de ea și credeți-mă că este mult, mult mai sigură pentru că pe un extras bancar n-au cum să intre și să dispară așa date pur și simplu. Deci eu așa procedez, acum aștept să-mi scrieți în comentarii cum faceți și voi, doamne, nu știu cum am ajuns la discuția asta, de fapt am ajuns de la faptul că urmează să mergem să achităm întreținerea. Așa că da, haideți să ne pornim, dragilor, ca să prindem administratorul în intervalul acesta de ore, un interval super scurt, apropo, și rămâne să ne auzim după. I've been pacing my paces, no kamikaze. I've been making my makers say what I'm offering. We've all had behaviors and they were troubling. Smoke way too much, I keep coughing. I pull out all the stops to make a profit. When I get down to the bottom, I need topping. Come here and ease my mind, be my clonopin. Let me chuck this thing and be proud of it. I will carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud and you can't sit still. When we on the floor and I'm on them force, when you use the force, there's no problem. I will carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud and you can't sit still. When we on the floor and I'm on them force, when you use the force, there's no problem. Like a Reese's. When I'm with you, I'm holier than Jesus. Religious freedom, paid leave to get on my knees and pray to you if you're cool with cosplay and teaching. I don't mean to come across facetious, but it's all a joke to me and it should be to all of these. Sometimes I think it's the only way to stay decent. When the wind blowing that way, we ought to brave the breezes. I will carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud and you can't sit still. When we on the floor and I'm on them force and you use the force, there's no problem. I will carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud and you can't sit still. When we on the floor and I'm on them force and you use the force, there's no problem. Fears. Oh, but you don't love me like I love you. And that always gets me down. I will carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud and you can't sit still. When we on the floor, when I'm on the force, when you use the force, there's no problem. I will carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud and you can't sit still. When we on the floor, when I'm on the force, when you use the force, there's no problem.
Haideți că m-a prins seara cu toate activitățile mele de astăzi. Mai devreme v-am zis, am fost la administrator, am rezolvat și nu am primit un răspuns legat de plata online, așa că momentan rămâne tot pe cash. Iar apoi am revenit acasă, unde am și apucat direct de treabă, iar apoi am și gătit împreună, după cum ați văzut. Ca mâncare, am făcut niște piept de pui la cuptor pe care l-am tăiat bucățele și l-am condimentat pentru că voiam să se facă mult mai repede, de obicei las așa întreg. Pe lângă piept de pui am făcut și cartofii la cuptor pe care i-am pus ulterior în aceeași tavă cu pieptul de pui. O auzit și pe Sofie care miorlăie în momentul de față pentru că nu știu ce a pățit, ce a mai văzut ea pe aici prin cameră. Și în aceeași tavă am pus și niște brocoli pentru că mai aveam la congelator și s-au făcut toate acolo împreună. Le-am ținut în mare parte acoperite cu o folie din aceea de aluminiu și s-au făcut super bine și, na, cred că ați văzut deja din cadru. Am și mâncat între timp și a ieșit super, super delicioasă mâncarea aceasta. Iar pe lângă lucrul acesta am făcut și un mic, mic dovleac la cuptor pentru că îl cumpărasem, cred că de o săptămână cam așa și nu am apucat să-l bag și dacă tot eram cu cuptorul aprins de la mâncarea gătită, am zis să-l pun și pe el. Și cum l-am pregătit, l-am spălat foarte bine, l-am șters de apă cu șervețele din acelea de hârtie absorbante, am reușit să-l tai pe jumătate, i-am scos bine toate semințele și l-am pus pe o hârtie de copt în tava obișnuită de la cuptor și a stat acolo ceva, să știți, dar s-a făcut destul de repejor față de cum eram eu obișnuită cu acel cuptor de la garsonieră de care v-am mai zis când făcea tot felul de probleme. Așa că practic am mâncat dovleacul la fix după mâncare pentru că a fost ca un desert, deoarece eu l-am băgat așa simplu la cuptor, deci nu i-am pus zahăr sau ceva pe deasupra băgat așa în cuptor. Știu că de obicei se mai obișnuiește lucrul acesta să se pună direct zahărul în el și să fie băgat la cuptor, dar nu am făcut asta pentru că atunci când l-am servit am pus pe deasupra niște scorțișoară, destul de multă pot să zic, dar așa îmi place mie să mănânc dovleacul cu scorțișoară. Nu mai zic ce miros era în toată casa, în toată bucătăria, dovleac cu scorțișoară, absolut delicios. Și am pus deasupra și niște miere, pentru că nu pot totuși să mănânc așa dovleacul neîndulcit și ca să evit cu zahărul și să pot să-mi controlez un pic mai bine glicemia, prefer să pun miere peste dovleac și da. Pot să zic că sunt destul de bine în acest moment, după ce am mâncat o jumătate din acel dovleac. Avem glicemia 198 în momentul de față, nu știu dacă o să se vadă și nici măcar nu au trecut 2 ore de la masă, pentru că în general trebuie să iei în considerare glicemia după masă cam la vreo 2 ore, deci sunt destul de bine, zic eu. Eventual o să mai fac o corecție înainte de culcare dacă mai este nevoie. Și dovleacul, să știți, a ieșit foarte bun și chiar aș vrea să-mi scrieți în comentarii dacă vouă vă place dovleacul copt la cuptor, pentru că, de exemplu, înainte mie nu-mi plăcea mai deloc, mi se părea așa destul de ațos și parcă fără gust, dar de câțiva ani, pentru că îl fac eu și îl prepar, chiar îmi place foarte mult cum iese și am găsit combinația aceasta cu scorțișoară și cu miere, care a devenit preferata mea și în fiecare toamnă obișnuiesc să fac dovleac din acesta la cuptor, așa că aștept să-mi scrieți și părerea voastră. Iar acum este târziu, după cum v-am zis, așa că o să mă duc și eu să mă demachez și să mă bag la somn, pentru că mâine iară ne așteaptă o zi cu foarte, foarte multe lucruri de făcut. Deci, dragilor, cam atât pentru astăzi, rămâne să ne vedem și să ne auzim mâine. Noapte bună!
Neața, dragilor! Încă nu am reușit să mă desmeticesc pe ziua de astăzi, cu toate că am lucrat ceva de aici, de la laptop, dar așa, cu un minim de energie, bine că am reușit să fac și asta. Iar în continuare sunt la cafea, la a doua cafeluță pe ziua de astăzi și încerc să-mi revin. Nu știu cum am reușit să dorm azi noapte sau habar n-am dacă s-a acumulat niște oboseală sau ceva, dar astăzi mă simt cam obosit. Nu știu dacă se vede așa după fața mea. Deci va trebui să-mi reprogramez un pic sarcinile pe ziua de astăzi, pentru că la ce energie am, sigur nu o să reușesc eu să le duc pe toate la capăt. Iar acum am făcut o mică pauză între ceea ce am eu de făcut pe ziua de astăzi, pentru că urmează să pregătesc o postare foarte interesantă, zic eu, despre niște palete de la Natasha Denona, le am pe aici pe lângă mine. Vreau să fac o comparație între paleta nouă I Need a Nude Palette de la ea și paleta Glam, care a fost și este în continuare de fapt super populară și una dintre cele mai cumpărate palete în general, pentru că am primit câteva sugestii de la voi și în comentarii și în mesaje private cum că această paletă vi se pare destul de asemănătoare cu paleta Glam, așa că mă gândeam, dacă tot le am pe ambele, de ce să nu fac o comparație, să le pun una lângă alta, să fac swatch-uri și eventual să punem nuanțele în swatch-uri care mi se par mie asemănătoare, să le punem una lângă alta și să vedem cum se văd pe piele. Deci pentru moment de asta o să mă ocup și mai vedem apoi ce mai rămâne de făcut. On my way home, stumbling on the pavement, on the pavement, yeah, yeah. No sleep in my body, last night got me wasted, yeah, yeah. Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound, yeah, I'm pretty sure. If I fall down and don't get up. N-am mai apucat, dragilor, să vorbim astăzi pentru că au intervenit niște situații de care a trebuit să mă ocup și până m-am dumirit eu pe acolo, până m-am învârtit de 50.000 de ori pe toate site-urile posibile și imposibile și am făcut așa un pic de research, a trecut timpul, plus că am făcut și acele poze de care vă spuneam cu cele două palete, care, apropo, au ieșit super mișto, adică mi se pare că prin această postare, pe care încă nu am făcut-o, urmează să o fac mâine publică, chiar puteți să vedeți diferența dintre cele două palete, adică dacă într-adevăr există sau nu și practic să decideți dacă merită să cumpărați una dintre ele, pe care, sau dacă merită să le cumpărați pe ambele, acum cine știe. Deci dacă vă interesează, uitați-vă la mine pe Instagram, ca de fiecare dată, o să vi las aici pe ecran în cazul în care nu mă urmăriți, pentru că sunt sigură că în momentul în care o să postez eu vlogul acesta, deja o să aveți postarea cu această comparație între cele două palete făcută publică. Iar în rest nu am mai reușit să mai fac cine știe ce pe ziua de astăzi și de aceea nici nu am mai vorbit, nici nu am mai filmat cadre sau ceva, pentru că așa cum v-am mai zis, vreau să vă arăt chestii care, nu știu, sunt interesante sau care să vă inspire și nu doar așa pur și simplu să filmez. Deci cam aceasta a fost și cu ziua de astăzi și cam atât și cu daily vlogul acesta per total. Eu sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați dacă nu ați făcut asta până acum. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare, ca de fiecare dată, vă las în partea aceasta mai multe clipuri pe care să mergeți să le vedeți, așa că vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa! Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound, yeah.